Și familia? Vin la voi? Mai vin? Da. Da. Vă duc de mâncare? Da. Voi ce mâncați? În afară de brânză? Carne. Da, mă, ce pică. Cred că sunteți sătui de lapte și de brânză? Da, sătui, că ți-am învățat cu ele. Da. De cu ele ți-am crezut. Nu vă săturați niciodată de ele? Da. Că când n-avem vreme să trăim de ele. Pe cine ai lăsat acasă? Mama. Frazele mie. Uh-huh. Iubită ceva? Nu, stai în rânghe. Am vreme. La această sărbătoare participă toți sătenii care au oi. Este un prilej de întâlnire și de distracție. După ce se încheie socotelile cu baciul, se trece la partea cea mai frumoasă, făcutul cașului. Băi, suntem concentrat acum cu... Concentrat? Cu lapte, da. Să vadă cât lapte e. Da. De lapte? Da. Cât vreți dumneavoastră? Nu. Băi, cât vreau, alta are cu un kilogram, alta, trei sfert de kilogram. Da. Sunt oile dumneavoastră? Da, da. Da? Înseamnă că vă știe mâna de asta așa. Da, sigur. Că și eu am încercat, dar nu da. Am deloc. Nu au vrut da. Nici cum să fie muse de mine. Ce să facem? Nu avem multe, numai 15 de toate. Așa. Bun, ați terminat. Ați terminat? Nu mai avem, mai avem încă. A, mai trebuie să vă dea? Da, da, da. Da. Și ce faceți cu laptele? Păi îl cântărim aici în el, după un kilogram de lapte, să dă 8 de brânză și 2 de urdă. Și brânza și urdă când le luați? Păi cum vine așa, cum, după cum care are, cum tare mai mult, e primul și după aia... Uh-huh. Pe rând, așa? Pe rând, da. În vara asta care... sau când? Da, da, până da, la da. Toamnă? În timpul verii, până... Până la toamnă. Da. Până 14 octombrie. Da. Uh-huh. Asta e cam obosită. Da, nu vrea. Hai, mă! Ei, mă, păi nu vrei să ieși. Și în fiecare zi trebuie să le mulgeți. Da, de 3 ori. De 3 ori pe zi? Păi noi nu mai, că noi le predăm acum la păcurar și nu mai e. Și ei? Nu mai avem probleme noi cu ele. Uh-huh. Până la toamnă. Uh-huh. Păi este o tradiție din bătrâni. Să înțelească ciobanii când sunt în munte, că până toamna, în 14 octombrie, ei nu mai văd muzică, nu mai au distracție, nu mai au contact cu muzica populară. Cine merg de aici, ei se mută, sunt pe munți. Unde se duc? În ce zonă merg? Păi merg spre Piatra Fântinele, la Măgura Calului, cum se spune, merge. De aici, deci aici e numai locul de întrunire sau de împreunare a oilor. Sunt mai multe despre împreunare, măsură, la noi se zice măsură. Deci fiecare om vine cu oile, de exemplu, aia din partea aia se mugăi oile lor, știți? Aici e o parte prin care suntem și nu ne-am înțeles, deci câtă cantitate de brânză ne dă după oaie, știți? Cât vă dă după oaie? Cât primiți? În total 10 kg, se dă 7 de brânză și 3 de urdă. Deci aia ce rezultă în urma... Da, da. Și dumneavoastră trebuie să-i plătiți pe ciobani pentru că urcă cu oile la munte. Păi asta se plătește toamna, când se aduc oile. Acum se plătește ceva pășuni, dar toamna când se adună, deci în 14 noiembrie, cum se spune la Vinerea Mare, atunci se stabilește, și acum, de fapt acum se stabilește cât se plătește pe vară de oaie. Da, da, da. O să fie 100, 2, 3, raport de șeful de stână după. Și toamna... Asta înseamnă că ciobanul lucrează toată vara și numai toamna numai, primește numai banii. Toamna. Deci cu proverbul că toamna se numără băbocii la ei. Deci fiecare sunt brațul acum, bun care merge după brânză, când merge după brânză, merge cu mâncare, cum să spun, cu o țuică, cu țigări, cu mâncare la câini, cu mâncare la stână, știți? Toamna atunci ei... Deci să faci un calcul, își fac un calcul dinainte, știți, ca să știi ce avantaje și ce dezavantaje au. Da. Câte oi aveți dumneavoastră? 13. Așa, și două linii ale greovasului. Două linii. Una la mare. Ești așa tale tu? Da. A, păi, coga, domnul. 10 și 3 linii. Ar fi 10 și 600, nu?
o dată. 10 kilograme. Zajde, že se zúdě dáte? Půjče se zúdě inkora. Kilograme, šaj, šaj, šaj. Îndrejează, șeșe. Da, da, acolo când vine cu oile, kilograme. Șeșe, 10,6 o dată. Da, 10, șeșe, nu? Da. Fiecare dată, 8, șeșe, 10. La munte, 5 străini, cât avem? Cât are? Cetăți ai 6. 7 kg 600. De la câte vaci asta? De la câte oi ai? 9. 9 oi cu lapte. 9 oi? Da. Sunteți mulțumit de rezultat? Acum nu e interesul nostru, e interesul proprietarului. Da, drept. Deci acum noi nu putem, noi suntem mulțumiți oricum, dar acum e interesul proprietarului pentru că el după laptele obținut acum și a de 8 ori în kilograme valoarea în brânză. Cât au avut, doamnă? Cât au avut, doamnă? 6-4-5. Am 5 lei de bucată, am. Am, ca banii să-mi scot și vă aduc bani, am. 50 de lei ne-am. Te oaie pentru pășunile care le-am cumpărat particulare. Și noastră ce notați acolo? Fiecare cât lapte au avut, câte oi are, câte sterpe, câte cu lapte. Păi catastiful? Câți berbești, da, ăsta e catastiful. Da. Care și la final, doamna, tot de pe caietul ăsta? Să dau oile înapoi și oile înapoi. Se dă brânza care se cuvine după laptele care l-au avut și... Da, da. După kilogramul de lapte se dă 8 kg de brânză, 2 de urmă. Luați-vă de aici. E scump, tanti? E scump? Nu e scump. E scumpă viața că se gata. Așa este. Mulțumim frumos. M-ai scris așa? Te rog frumos. Auzi, te rog frumos. Nu mă amunți că eu nu poș mere. Deci, vă rog. Când te anunță, vii după brânză. Bine, bine. Că nu mă împurează. Câte brânză veți primi, tanti? Nu știu. După ce merg acasă-i să mă li, că n-am. Rămâneți cu bine. După pregătirea mesei a urmat distracția. Chiar dacă vântul a bătut cu putere, nimeni nu s-a clintit din loc. Ba mai... Mirebon, dotări complete pentru examinarea pe calculator. Mirebon, școlarizare pentru toate categoriile. Mirebon, cel mai avantajos raport calitate-preț. Mirebon, laborator psihologic performant. Mirebon, profesionistul pregătește profesioniști. Detalii pe www.mirebon.ro. La Mirebon continuă sezonul reducerilor. Înscrieți-vă și beneficiați de reduceri de până la 20%, iar pentru elevi și studenți, reducerile cresc. Vrei să-l găsești? Cel mai ieftin din județ, Ecker Timplex pentru mobilă și tapiserii, importator direct pentru mobilă poloneză. La noi prețul este cel mai mic din județ, iar calitatea este garantată de producătorul polonez. Nu vă place mobila din stoc? Comandați din catalog. Ecker Timplex pentru mobilier și tapiserii rămâne și anul acesta cel mai ieftin. Ecker Timplex, acum într-un sediu nou, pe Calea Moldovei 15B, către fosta fabrică de bere, pe partea dreaptă, Hala Galben. Minutul prețios la Casa Bistrițeană. În vâlva vieții zbuciumate găsim răgaz doar pentru momente de relaxare, curate când și când. Cele mai proaspete preparate culinare, pizza și deserturi. Servire rapidă din vitrina caldă a meniului pe care îl doriți este rețeta succesului nostru. Punem preț din ce în ce mai mare pe serviciile rapide și produsele la pachet. Cu noi, angajatorii care își respectă salariații cu care lucrează, îi recompensează și cu o masă caldă și gustoasă. Bufet suedez și preparate calde savuroase și variate în diverse locații și pentru orice tip de evenimente. Casa Bistrițeană. La noi minutul prețios contează. Alege Prolematex Bistrița pentru eleganța și rezistența tâmplăriei din lemn masiv stratificat și PVC cu sticlă termopan. Dotări complete pentru producția de ferestre și uși din lemn. Prolematex, partener autorizat Teraplast pentru ferestre și uși PVC cu 5 camere, echipate cu cea mai performantă sticlă termoizolantă, Lowy cu argon. Prolematex, ultima noutate pe piața termopanelor, lemnul masiv și stratificat, capătă la Prolematex rezistența și rafinamentul impuse de clienții pretenții. Problematex, o firmă.